Un oficial anonim din cadrul serviciilor de securitate a declarat că este vorba de un accident rutier și nu există suspiciuni că ar fi fost vorba de un atac cu vehicul. Accidentul s-a produs într-o zonă aglomerată în apropiere de stația de metrou Slavianski Boulevard. Șoferul autobuzului a fost reținut, iar autoritățile au încercat să stabilească circumstanțele producerii accidentului, existând suspiciuni că ar fi fost cauzat de o defecțiune tehnică, relatează agenția de știri Reuters, citând presa locală. Biroul de presă al Ministerului Rus de Interne a confirmat decesul a 4 persoane în urma accidentului. Luni este o zi obișnuită de lucru în Rusia, în condițiile în care Crăciunul Ortodox perit vechi este celebrat pe data de 7 ianuarie.